municipiului Călăraș a accesat un nou proiect, de această dată pe Arsa Patron. Patron, da. Este vorba de proiectul pentru piste de biciclete. În primul rând, aș să spun că cu semnarea acestui proiect, valoarea totală a proiectelor semnate se ridică la 42,5 milioane de euro. Câte proiecte aveți în total? Sunt 22 de proiecte care sunt semnate. Sperăm ca în perioada următoare, pentru că de fiecare dată pe proiecte europene au mai rămas bani de la alte municipii și ședințe de județ. Noi avem proiecte pregătite. Pregătite și diferite faze de evaluare pentru 52 de milioane de euro. Noi sperăm ca până la sfârșitul anului, pentru că dacă nu semnăm până la sfârșitul anului proiectele, ca să poată intra în etapele următoare, atunci este foarte greu să demarezi proiectare, licitație și execuție. Toate procedurile. Toate procedurile, da. Noi ne bucurăm enorm de mult că aceste proiecte vin în sprijinul și pentru cetățenii din municipiul Călăraș. Începem, de fapt, cu aceste proiecte etapa de modernizare propriu-zisă a municipiului. Au tot existat în spațiu public discuții referitoare la întârzierea procesului de achiziție. Din ce cauză ar fi întârziat procesul de achiziție, din punctul dumneavoastră? Este o pistă falsă. Pentru că dacă facem istoricul acestor proiecte și datele de, de când au început și până când au intrat, să zicem, în evaluare și respectiv în SEAC, noi am fost primul municipiu de ședință de județ care a depus proiectul. Acum o săptămână, dacă nu mă înșel, deja în SEAC se află proiectul cu modernizarea străzii București. Mai sunt și alte proiecte mai mici, dar ne-a luat foarte mult timp. Noi nu... Că suntem conștienți că orice întârziere pe care noi avem ne pune în situația de a micșora timpul de execuție, ceea ce nu ne permite. Trebuie să înțelegem că etapele care trebuie să parcurse de la inițiere, de la ideile pe care trebuie să le avem vis-a-vis de ceea ce vrem să facem și până la pune în operă, sunt etape stricte pe care trebuie să le respectăm. Ca atare, eu mi-aș dori că dacă am depus sau dacă avem o idee și proiectul este în evaluare la trei subuntenia și până în execuție să fie decât o zi. Nu se poate așa ceva, să cer clarificări, să cer tot felul de situații, tot felul de lucruri care vin în sprijinul acestui proiect. Și nici noi nu ne permite ca să depunem un proiect și pe parcurs să ne dăm seama că mai trebuia să punem ceva, să completăm proiectul. Nu se poate, mai ales cu fondul european, unde sunt zicte, cum să vă spun eu, etapele de lucru. Și probabil au perioade foarte clare de timp care... Bineînțeles, dar cred că toți cei care au trecut prin primărie, toți cei care au avut de-a face cu fondurile europene, știu acest lucru. Dar totul este o minciună care persistă de la începutul disputei noastre preelectorale, electorale care va veni. Dintre cele 22 de proiecte pe care spuneți că le aveți semnate, dacă ar fi să ne enumerați câteva, cele mai mari proiecte, cele mai importante proiecte aflate în derulare în momentul de față în municipiu? Pentru noi toate sunt importante, indiferent de valoarea lor. Pentru că, începând de la ultimul, de la piste de biciclete, pentru că toată lumea ne întreba de ce Călăraș nu are piste de biciclete. Păi are piste de biciclete din mai multe motive. Cel mai important este pentru că municipiul Călăraș are străzile înguste. Și trebuia să găsim posibilitatea ca aceste piste să fie făcute într-o zonă unde nu e afectat traficul rutier. Este posibilitate de distanță între benzile de transport și pista de bicicletă. Și ca atare am găsit o soluție și sperăm să demarăm cât mai repede după ce se trăiesc ultimele documente. Cele mai importante, că m-ați întrebat, să ține două proiecte la care o valoare sunt peste 9 milioane de euro. Unu, este vorba de proiectul de modernizare a străzii București, cu tot ce înseamnă stația intermodală din zona combinatului siderurgic, da, până la blocurile IMC, cu stații, cu modernizarea tuturor stațiilor. Și aici este o mică problemă, să vedem cum modernizăm stațiile pe strada Grivița, unde sunt foarte aproape de trotuar,
dar vom vedea, vom avea o soluție. În fiecare stație, sau mai bine zis, sunt cele mai aglomerate, vor fi amenajate panouri inteligente în care vor fi informații inclusiv de trafic, vor fi aparate pentru ticketing. Vrem și noi ca cetățenii să beneficieze de, să spun așa, de un confort al traficului. De asemenea, nu trebuie să uităm că noi puteam să achiziționăm deja autobuzele, dar pentru că perioada până la realizarea străzii București mai durează ca fără să achiziționăm aceste autobuze, pentru că stăteau în garaj și atunci de ce să nu luăm unele noi nouți atunci? Văd că mergeți foarte mult pe dezvoltarea infrastructurii. Vor începe lucrările pe strada București. În momentul de față sunt în plină derulare lucrări pe strada Grivița, pe bulevardul Nicolae Titulescu. Lucrați la semaforizarea orașului. Am uitat să vă spun că mi-a spus întrebarea vis-a-vis de cele mai importante proiecte. Trebuie să completez cu pietonalul care este de la Piața Mare, da, până Piața Prefecturii, că așa este denumită, da? Și unii din cetățeni spunea, dom'le, dar să avem și noi un loc de atracție. Va fi un loc de atracție, pentru că se va moderniza inclusiv zona stradii Strobozia de la strada București până la hotel, va fi închisă circulației, va fi o zonă care va avea și fântâna artezile, luminii, spații verzi deosebite. Și atunci, normal că va deveni o zonă de atracție pentru municipiul Călăraș. Această zonă va avea terminație în zona parcului, deci vor fi aleile către parc, deci va fi un tot unitar. Vă zic de cele două proiecte, pentru că acestea reprezintă, de fapt, esența împrumutului nostru, având o valoare de 18, aproape 19 milioane de euro. Și m-ați întrebat ulterior de Grivița. Înainte să vă răspund la întrebare, vreau să vă spun care a fost gândirea noastră. În primul rând, a trebuit să rezolvăm problema unor străzi pe care se va circula intens în momentul în care noi începem lucrările pe strada București. Am început cu străzile Panduri, Victoriei, cu Zavod, Știrbei, Vod, Mușețelului, care va descongestiona traficul. De asemenea, e vorba de Mușețelul, care face legătura cu strada Panduri până la strada Troboziei, pentru că cei care vin în oraș sau pleacă să ocolească centrul. De asemenea, pe partea asta dată, Progresul și Cornișei, care decondiționează traficul către ieșirea din Călăraș. Am văzut că ați creat locuri de parcare acolo și oamenii nu mai au voie să, cel puțin pe Cornișei, în segment din Cornișei, nu mai au voie tocmai, să... Tocmai pentru a da fluiditate pe artera asta de circulație. Lucrăm la strada Grivița pentru că în perioada de lucru pe strada București trebuie să preia traficul de pe strada aceasta, Grivița. Deci va prelua, cred că în două sensuri, activitatea de pe București. Altfel nu puteam să mergem cu două străzi în paralel, două artere de circulație principale în același timp în lucru. Într-adevăr, există concetățeni, șoferi care sunt supărați că sunt închise tronsoanele. Am închis și noi în așa fel tronsoanele încât să existe posibilitatea ca dintr-o parte a orașului să vină în partea cealaltă a orașului. Dar trebuie să înțelegem că într-un oraș care nu este foarte, foarte lung, foarte lat, se poate merge și pe străzile laterale, astfel încât poate nu reușești să te duci cu mașina chiar pe unde vrei să ajungi, dar poți să o lai la 100, 200, 300, 500 de metri și poți să vii și pe jos. Este un lucru care se va îndepărta după ce vom termina toate aceste activități pe care le avem de modernizare în oraș. Există posibilitatea ca cele două mari lucrări să se suprapună, mă refer, în momentul în care veți începe lucrările pe București, să se suprapună cu lucrările aflate în momentul de față în derulare pe strada Grivița? Sunt nicio formă. Deci se vor finaliza lucrările pe Grivița? Bineînțeles. Sub nicio formă nu va mai exista lucrări pe strada Grivița în momentul în care ne apucăm pe strada București, pentru că de acum până când încep lucrările va trece o perioadă de aproximativ un an și ceva. Dacă într-un an am terminat aproape 68% din lucrare, eu cred că 32% nu, eu
Și la pietonalul din zona centrală, când vor începe lucrările? Știu că au început la Piața Mare, dar zona, exact zona pietonală, când vor... Tot într-un an și ceva, până când se va termina licitația, se va judeca constructorul care va lucra și atunci important este ca să nu avem contestații, că acestea ne duc într-o perioadă mai mare de timp pentru a desemna câștigătorul. Contracandidatul dumneavoastră de la PSD, domnul Marius Dulci, da? Spunea într-un interviu că au început foarte multe lucrări în această perioadă preelectorală, că orașul este plin de șantiere, că sunt făcute așa toate deodată pentru a folosi aceste lucrări în scop electoral. Pe dumneavoastră, ca primar, în funcție, mă refer, da, vă ajută acest șantier din municipiul Călăraș sau vă face, vă afectează? Cum vedeți dumneavoastră? Iar este o pistă falsă. Și concret că adversarii mei politici nu înțeleg că orașul trebuie să se dezvolte, să înceapă lucrări, indiferent de perioada în care ne aflăm. Lucrările erau în derulare și dacă erau alegerile la termen, se lucra în continuare. Mi se pare o prostie să spui acest lucru. Dacă să ne întoarcem puțin în timp, înainte de 2016-2015, am început lucrările pe cele 8, renumitul cele 8, cât de mult am fost ocolit de anumite persoane. Și iată că acel cele 8 este foarte bine angrenat în sistemul nostru a canalizării orașului. Deci, părerea mea este că astea sunt niște gogorițe aruncate, nefundamentate și din partea uneia care nu arată profesionalism. Și lucrurile trebuie să meargă fără niciun fel de problemă. Eu vă spun și am mai repetat, au venit mulți la mine în birou din alte orașe, zic, domnule, la noi nu prea se lucrează. Domnule, felicitări că, uite, domnule, se lucrează. E normal că se lucrează. Când? Dacă, să zicem, perioada de precapare, să zicem, 2019, nu lucrăm. În 2023 nu lucrăm. Și sunt ani care se cumulează și atunci noi ca municipalitate, ca municipiu, pierdem ani aiurea. Pentru mine nu există an preelectoral sau electoral. Și mi-asum acest lucru. Atunci când am bani, mă apuc de lucrări. Sau când accesați proiecte. Sau când accesați proiecte. Când am zis bani, m-a referit inclusiv la împrumuturi care văd că acum sunt contestate. E zivrăit că avem fonduri europene pe care unii habar n-au cum trebuie folosite. Deci pentru mine nu există acest lucru. Nu trebuie să stăm pe loc în momentul în care avem posibilitate de finanțare. Este clar, asta este una din prioritățile mele în calitate de primar, indiferent că mă numesc Drăgurie. Ați adus în discuție împrumuturile care spuneți că sunt contestate. Așa este. O parte dintre candidații dumneavoastră contestă acest lucru și probabil ei au o altă viziune. Dar vreau să vă întreb, pentru că aveți experiență, sunteți de 2 mandate la conducerea municipiului Călăraș, cunoașteți foarte bine mecanismul de funcționare al primăriei. Voiam să vă întreb, fără aceste împrumuturi, v-ați permite să derulați lucrări de modernizare în municipiul Călăraș, din bugetul propriu? Cât de mare este bugetul local? Bugetul local este... l-am adus la o valoare de aproximativ 24 de milioane de euro. Ce puteți face din acești bani? Ce pot să fac cu acești bani, în contextul în care, în ultima perioadă, onor cu guvernului PSD ne-a dat aproape în totalitate să plătim salariile și indemnizațiile de la asistență socială. La asistență socială, da. S-au mișorat impozitele pe care noi trebuia să le atragem de la societăți private, da? Ce facem? Avem cheltuieli curente pe care trebuie să le onorăm. Nu există această posibilitate. Și vă dau un ultim exemplu. De la începutul anului și până acum, încasările au fost foarte mici până luna asta. Dar abia am existat în contextul în care am avut și pandemie sau avem pandemie, a trebuit să facem unele activități conexe și s-au cheltuit niște bani. Cu ce făceam? Mai aveam și lucrări și la un moment dat nu puteam să le mai onorăm plățile. Și foarte bine că știți că foamea asta de bani și faptul că nu existau resurse financiare, te dădeau în judecată, te blocau și conturile. Nu!
dar nu vrem să înțelegem sau considerăm că în momentul în care încercăm să le dezvoltăm, trebuie să găsim ceva, să băgăm bețelată. Hune, îmi asum tot ce am făcut. Îmi asum împreună cu colegii mei, da? Faptul că am reușit să facem două împrumuturi. Deși și aici fac o paranteză și avem documente. Împrumutul a fost, n-a fost votat de cei de la PSD, în care erau trecute lucrări pentru a doua parte de Mircea Vodă. Era vorba de Piața Mare, dacă nu mă înșel, dar în orice caz era vorba de canalizarea din Măgurești. Și acum venim să spunem că, uite, Drăgulin a făcut canalizare, s-a apucat de a doua parte de străzi din Mircea Vodă. Pot să vă spun un lucru. Noi avem depuse proiecte pentru Mircea Vodă pe CNI și suntem în lista sinteză care urmează să fie evaluată pentru a intra în etapa următoare de a fi scoasă la licitație. Păi, n-am înțeles. Tu vrei și una, vrei și cealaltă. N-ai cum. Și atâta timp cât există o posibilitate de finanțare cu bani de la bugetul național, de ce să nu folosesc acești bani? Dar aduc aminte că am depus 7 proiecte pe CNI și mi-au fost aprobate decât 2. În contextul în care sunt municipiile și de județ. De ce n-am luat poziția lui domnul Dulce? Îmi pare rău că am pronunțat numele. Da? Mai mult decât atât. Ai lipsă de respect pentru cetățeni și lipsă de inteligență să spui că banii pe care am folosit la reconstrucția poștei vechi, da? O clădire emblematică pentru municipalitate, putea să-i folosim banii pentru drumuri. Când acești bani sunt bani europeni, bani pe care i-am achesat pe anumită taxă, care nu ne permite să folosim bani pentru un străd. Și mai mult decât atât, noi, municipiile de ședință de județ, nu am avut bani guvernamental pentru a asfalta străzile din oraș. Aș vrea să am așa înțelegere, pentru că cred că o face cu răutate. Dacă într-adevăr nu știe, este grav și mai vrem să ajungem și primar. La începutul discuției noastre mi-ați precizat suma la care se ridică cele 22 de proiecte, da, aflate în implementare. Dacă ar fi să raportăm acea sumă la bugetul local... Suma, da. De câte ori? De două ori bugetul municipalității. De două ori. Ați accesat fonduri? În 2002, da, am accesat fonduri care îi vom cheltui, că voi fi o primară. Că nu o să mai fiu primar, banii ăștia trebuie să cheltuiți. Sunt proiecte accesate care vor fi, da, puse la bun sfârșit. Bun. Să nu mai văd atunci dacă îmi zice până absolut, dar nu cred că o să ajungă eu primar, contracandidatul meu. Să vedem dacă ajunge, ce o să zică? O să mai aibă același punct de vedere? Nu o să zică mulțumesc, uite, bă, te-ai chinuit cu echipa și ai încercat să aduci cât mai mulți bani pentru noi. Că aici trăim. Nu. Nu, dar aici este cu totul altă. Este o eroare crasă de inteligență politică. Ați adus în discuție contracandidatul. Voiam să mergem un pic pe partea politică și să-mi spuneți cum vă pregătiți pentru o precampanie care va începe în curând. Da. Păi, în primul rând, trebuie să-mi promovez proiectele. Văd că și cu tentă negativă, pentru că, și îmi pare rău că vă spun lucrul ăsta, l-ați întrebat într-o emisiune cu ce proiecte vine pe masă. Da. Este jignitor la adresa călărășenilor și la adresa ta, în calitate de contracandidat, să vii să vorbești de proiecte. Chiar m-am bucurat. Indiferent că vorbește la tentă negativ. Cum îți permiți tu să vii în fața cetățenilor? Să spui că l-ați întrebat, dacă nu mă știu, ce proiecte? Apoi stai să vă spun ce n-au făcut ăștia. Haide. Și vrem să fim primari. Vrem să fim primari când 5 luni de zile ai stat în concediu de medical, dar erai îmbrăcat la postul și te primai pe toate străzile. Nu se poate. Eu nu mi-am permis și dacă din astea două mandate, nu știu dacă am avut 20 de zile de concediu medical și concediile făcute cu ruptura așa, pentru că a trebuit să vin la muncă. Am stat în perioada aceea când o întâlnire nefastă. N-am știut nimeni că avem un coleg care este... Perioada, v-ați referit, da, la perioada, da, în care stat în izolare. În izolare, da, și
înroșeam telefonul, eu n-am lipsit din această primărie până în seara târziu. Și m-am dus și în piețe, m-am dus și pe străzi, mă duc în continuare, îmi asum ceea ce se întâmplă. Asta e, dacă e să se îmbolnăvesc, m-am îmbolnăvit. Dar cred că Dumnezeu e alături de mine și nu mă lasă în aceste momente. Dacă ar fi să revenim la partea de precampanie, vă veți axa doar pe proiectele dumneavoastră sau cum vedeți dumneavoastră campanie electorală, precampanie electorală? Cred că e de sus în jos un lucru care se propagă și anume minciuna. Că nu se măresc pensiile, că nu se mărește alocația, că, vezi, Doamne, nu știu ce a mai făcut guvernul. Plan local, ia uite, s-a apucat acum de lucru, de ce a făcut împrumuturi, de ce face, de ce este orașul un șantier. Păi dacă nu va fi un șantier, întâi suntem mici și după aia devenim mari. Există șantier pentru modernizare. Am să stau de vorbă cu cetățenii, pentru că atât când ne permite legea și ce posibilități sunt în acea perioadă, care să le explic una. Atât de când am avut un deficit bugetar de aproape 5%. Au trebuit acoperite foarte, foarte multe găuri. Voit au încercat și văd că încearcă în continuare să destabilizeze guvernul și implicit electoratul să aibă o altă opțiune vis-a-vis de PNL, pentru că chipurile nu dăm bani pentru pensii, nu dăm bani pentru alocații. Și eu mai am, să zicem, 7-8 ani până ies la pensie și aș fi interesat să fie punctul de pensie cât mai mare și să am o pensie cât mai bună. Bineînțeles că am și eu copii care au copii și mă interesează ca orice cetățean și pentru binele copiilor să avem alocații mărite, dar hai să o facem cu cap. Dar de ce nu au curajul să spună că dom'le, când am plecat de la guvernare atât de deștepți am fost și am lăsat fără o bază minimă de materiale pentru combaterea diferitelor boli. Zero. Cum îți permiți tu acum să faci pe lucru moralist? Lucru care se transferă și către cei din teritoriu. În afară de a arăta cu degetul, ei nu au dat nimic. Au vorbit la general, dar fără fapte. Și ce să arate contra candidatul meu? Deci a fost o perioadă de timp viceprimar. Și spune-mi ea acum că nu l-am lăsat eu. Era liderul formațiunii politice cu care votam în Consiliul Local. Se va arăta și mie pe o poziție care a zis, domnul Drăgulin, nu îmi dăm posibilitatea să mă manifest în calitate de viceprimar. Da? A avut și el o comisie și pe aia pulversat-o la ora actuală. Ce să vorbim? Pare rău că spun lucrurile astea și cu asta termin. Nu vreau să mai discut de persoana respectivă. Nu, totul este bazat numai pe dezinformare și arătat cu degetul. Dar e o vorbă, hoțul strigă hoții. Ați precizat la un moment dat că mergeți să vorbiți cu oamenii prin piețe, peste tot, chiar dacă... Îmi asum și bunele și relele. Chiar dacă vă expuneți riscului de îmbolnăvire. Care ar fi situația în momentul de față la nivelul municipiului Călăraș din acest punct de vedere al îmbolnăvirilor cu noul coronavirus? Nu am o dată date statistice în momentul respectiv, dar suntem într-o zonă de mijloc a cazurilor de îmbolnăvire. Încă stăm bine. Bine între ghilimele, ar fi bine să nu stăm. Totuși, măsurile pe care le-am luat până acum, măsurile pe care trebuie să luăm de aici încolo, trebuie să ne responsabilizeze numai pe noi administrația și pe noi cetățenii. Faptul că la început s-a dat voie unor celor de la PSD, da, să nu mai existe, să nu mai purtăm mască, să dăm drumul la toate activitățile economice, mă refer la turism, baruri, restaurante. Uitați ce se întâmplă în zonele aglomerate. Deja numărul de îmbolnăviri a crescut exponențial. Au început să dea înapoi. Dar asta nu înseamnă că noi, dacă suntem responsabili pentru noi și pentru familiile noastre, să nu purtăm mască. Credeți-mă că și pe mine nu mai suport masca. Câteodată chiar mi-o dau mai jos că nu mai pot să respir când este cald. Dar n-am ce să fac. În primul rând, mă protejez pe mine, în al doilea rând, îmi protejez familia, sau mai bine, în același, pe aceeași linie, mă protejez pe mine, familia și cu cei cu care intru în interacțiune.
Cum comentați declarațiile conducerii Centrului Cultural care vă acuză că nu le-ați pus la dispoziție Arena Nava? Păi, în primul rând, la ora actuală sunt suspendate, am înțeles, din declarația chiar numitului respectiv. Sunt suspendate aceste activități culturale. Noi, la baza Navrom, pentru, prin Direcția Județeană de Sport, dar și prin noi, avem un teren de sintetic pentru activități pe care le desfășoară copiii și adulții, ca să spun așa. Mai sunt și competiții sportive, dar le-am blocat, pentru că atâta timp cât există această pandemie, nu putem să facem niciun fel de activitate. Ca să poți să scot acest teren de mini-fotbal, înseamnă că o deteriorez. Dar există alte soluții pe care văd că cei de la Centrul Cultural nu iau în calcul. Este vorba că poți să desfășoare și aici și există garduri și ajutul acele garduri de protecție în care să nu intre nimeni. Tot la fel pot fi... Vă referiți la platoul din fața prefectului? Da. Avem un parcul... Dumbrava. Da, Dumbrava, unde există o scenă și poate fi folosită pentru așa ceva. Scena de la Navrom este deteriorată și vai de mama, nu există toalete. Unde se duc toți cetățeni? Da? În parcul Dumbrava există și toalete unde pot să deplaseze cetățenii, da? Astea sunt niște gogoriți. Eu niciodată n-am pus politicul în față vis-a-vis de siguranța și sănătatea cetățenilor. Tot așa, pentru că hai să mai iau și de altceva de Drăgulin, spre dezamăgirea lui după 27 septembrie, sper să fiu tot eu și voi fi. Dar hai să gândim constructiv, hai să gândim pentru noi, pentru toți, numai pentru o anumită fracțiune politică numită PSD. Să-l denigrăm pe Drăgulin. Și mă bucur că eu sunt în centrul atenției lor. Asta înseamnă că sunt un om foarte important, nu numai în calitate de primar, ci și în calitate de candidat pentru funcția de primar. Aștept să tot spună de mine. Cât o să spună, vom vedea. Și toată lumea ți-a adus aminte de lucrul ăsta. Am înțeles că am mai făcut niște afirmații vis-a-vis de faptul că se întârzie proiectul pe promenadă, chiar pe lângă brațul Borcea. Și unde sunt casele alea? Păi, în primul rând, ei să termine proiectul. Ei trebuie să-mi dea proiectul de foarte mult timp. Ce are proiectul că noi am dărmat pe oamenii de acolo? Oamenii aia știu, în momentul în care am intrat în posesia proiectului, până fac licitația, alea vor fi dărâmate. Și care-i problema lor? Nu are una, o treabă una cu cealaltă. Ei să-mi dea proiectul. Noi avem înțelegere de când am semnat că ei se ocupă de proiect și ne-l dau, dar trebuie să ne dea de la sfârșitul anului trecut. Mai mult, mai există o problemă pe acea bază nautică pe care Consiliul de Țară a zis că o rezolvă problema bazei meu. N-am rezolvat-o nici până acum. Și tu cu mine. Tu dă-mi proiectul azi, mâine îl ridic în seară, da, și după aceea, dacă eu nu fac treaba și depășim termenele, da, dar ei sunt foarte mult întârziați. Și s-ar putea să nu duce la bun sfârșit acest proiect și mă arată cu degetul. Așa cum se poate întâmpla, readuc aminte, ceea ce se întâmplă la Eco Aqua. Un director nelegal care stă în funcție cu ceilalți directori de lângă el, da, care n-au legitimitate. Pe 28 sau 29 iulie trebuie să semneze proiectul, să mă semnează, m-aș bucura. Dar cum îl semnează dacă el nu are drept de semnătură? O să spună că din cauza noastră. Da? Nu-i posibil așa ceva. Toate prostile pe care le fac ei, le pune în cârca noastră, că vede oameni nu este de vină. Legea e mai presus de toate. Respectăm legea. Am câștigat un proces, s-a dus directorul numit de Consiliul de Administrație să spun, domnule, vreau părăsiți, eu sunt în ordine. La dat afară. Nu-i posibil, nu există responsabilitate. Aș vrea să ne întoarcem un pic și să punctăm foarte bine. Am înțeles, dacă am înțeles eu bine din ceea ce a spus,
există posibilitatea ca județul nostru să piardă acel proiect? Din punctul meu de vedere, da. Deci atâta este timp... o sumă foarte mare. Să vedem cine răspunde. Ei, de-abia ei, și mai mult ca sigur, nu o să poată semna acest proiect, pentru că nu am legitimitate. Există un consiliu de administrație care, de care este recunoscut și de cei de la Registrul Comerțului. Există o hotărâre judecătorească, nu în definitivă, dar există o hotărâre judecătorească prin care spune foarte clar cine trebuie să fie acolo și ei nu vor. Până la urmă, dacă... Păi nu mă interesează, poate să fie și papa de la Roma acolo. Păi nu mă interesează ca activitățile la Iacomacoa să se desfășoare. Am înțeles că deja oamenii sunt foarte crispați. Ei amenință, au avut discuții cu sindicatul și cu niște muncitori de acolo, care zic că dacă nu votează cu ei, o să dea pentru că o să facă restructurări. Lucrurile au luat o altă întorsătură. Astea sunt discuții care sunt portate în interiorul... Bun, s-a votat cu pumnii în piept că dacă vine, îi micșorează prețul la apă. Un preț de apă care, după părerea mea, nu este foarte mare. Într-adevăr, există problema de facturare către cetățeni, pe care o să o amendăm cât de curând. Dar nu au făcut nimic. Ce au făcut? Ce au făcut până acum? Și spui mie că municipalitatea, PNL-ul, îi dă vină. Nu! Dacă aveai demnitate și dacă aveai responsabilitate, da? Te dădeai la o parte, atacai în justiție și vedem ce se întâmplă. O hotărâre a unui consiliu de administrație a fost luată de un individ în birou acolo și a vorbit și urât. Rușine din partea celor care se comportă așa. Și venim în partea cealaltă și apărăm ca niște exponenții ai dreptății și ai legalității. Nu, e rușinos. Aveți de transmis un mesaj călărășenilor? Da, în primul rând vreau să le transmit să aibă încredere în mine. Am fost singurul primar după 90 încoace care și-a asumat transformarea municipiului Cărăraș prin modernizarea acestuia, ținând cont de infrastructură terană și subterană. Am fost singurul primar care a accesat fonduri europene, ceea ce nu s-a întâmplat până în 2012. Încrederea pe care dumneavoastră mi-o transmiteți îmi dă putere, îmi dă aripi ca și în următorii 4 ani să pot conduce și să pot derula toate activitățile în beneficiul nostru. De asemenea, vreau să vă rog să aveți grijă de dumneavoastră. E o perioadă foarte grea, critică. Protejați-vă, dragii mei. Protejați-vă pe dumneavoastră, familiile, pe toți cei care vă înconjoară. Numai printr-o responsabilitate individuală putem trece cu bine această mare pacoste, această pandemie împreună pentru Cărăraș.